Noul update de pe Brawl Stars din China a venit și mi se pare unul dintre cele mai bune update-uri aduse acestui joc, dar că ar veni și la noi. Și o să vedeți despre ce vorbesc, pe lângă faptul că avem acest megapic cu stat drop-uri pe care o să le deschidem chiar acum, dar partea cea mai faină este că în momentul de față au rămas boxurile pe joc, iar croma creditele au fost scoase, trofii răudu cu credite au fost scos și tu poți să iei doar din boxuri și cu credite strânse brawlerii din ele. Cât de tare e chestia asta? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars, un episod pe această variantă din China, pentru că avem update-uri și lucruri foarte tari și interesante în această variantă, pe lângă faptul că posibil că în acest episod sau în următorul episod să pot face rost de 300 de etichete măcar, ca să pot să iau și eu skin-ul acela pe Shelly și pe Colt. Ar fi o minune foarte mare. Dacă vreți să mai facem această serie și să continuăm pe această versiune, v-aș ruga din suflet dacă puteți să apăsați butonul de like și de abonare, pentru că mă ajută foarte mult. Hai să facem peste 3444 de like-uri, acesta este targetul, și să aveți codul Madalin pe shop, dar pe varianta noastră, nu pe varianta aceasta, pentru că tocmai ce a venit Brawl Pass-ul nou, așa că asigurați-vă că aveți codul Madalin pe shop dacă vreți să câștigați și voi un Brawl Pass Plus gratis de la mine, sau dacă voi l-ați cumpărat deja, nicio problemă, dați-mi tag pe Instagram, o să vă pun la story, iar dacă aveți norocul ca să puteți câștiga un Brawl Pass de la mine, practic următorul Pass o să-l aveți asigurat gratis, nu mai trebuie să-l mai cumpărați cum ar veni, deci nu contează că l-aveți sau nu l-aveți pe cont, oricum puteți să intrați la extragere și să câștigați. Și nu mai prelungim, vreau să dăm neapărat la star drop-uri, să vedem dacă poate ne poartă și nouă noroc. Cred că sunt ultimele star drop-uri, presupun. Nu știu în PES dacă mai avem star drop-uri sau nu, în PES-ul ăsta al nou, al lor. Deci avem 20 de star drop-uri pe această versiune, ok. 100 XP, mamă! Mitic! Bro, m-am speriat puțin, am crezut că ne dă și nouă legendară, da? Cam greu să se întâmple lucrul ăsta, nu? O să dau așa puțin mai tare. Avem și epic-ul cu powerpoint-uri, ok. Credite dacă ne-ar da ar fi minune mare, da? Cam greu. Mitic iară. Cu? Ia vezi, mă! Eu am surge-ul deblocat? Cred că da, că n-ar fi putut să pice emote pe search dacă era ceva de genul. Ok, ia să vedem de aici. Ne dă așa. Încă 14 de deschis. Megapicul mi se pare că încă mai este, încă mai au event cu megapic, parcă. Credite, epic. Mythic, iar al treilea mythic, boys. Cu 500 de coinsuri. Bă, deci am luat coinsuri pe contul ăsta, de nu știu ce să facem cu ele. Efectiv mi-aș dori ca să pot deschide boxuri cu coinsuri, mă. Ar fi cea mai bună afacere. Hai că ne-am mai dat acolo niște credite, da. Degeaba, cât să fie. XP Doublers. Încă 8 star drop-uri, 50 de consuri. Cred că am fost și locul 1 pe club, gen ca contribuitor. Știu că am jucat cu o echipă și am fost locul 1 și am făcut 17 win-uri din 20. Ceea ce mi se pare incredibil pe China, ca să poți face, mai ales cu lag. Ia. Bă, dar un legendar nu poți să-mi dai. 100 de credite. E bine. Că deschidem Mega Box. Știți ce zic? Să avem și noi acolo o șansă. 50 de PowerPoint-uri, pardon. Și am văzut că au băgat ceva cu o carte, cu nu știu, cu Spike-ul care prezintă și trebuie să strângi niște poze, să le colecționezi. E foarte tare ce se întâmplă aici pe China, e mult mai tare decât ce avem noi. Bun, acestea sunt toate recompensele pe care le-am primit. Credite la greu. Ia uite! Bro, deja a apărut! Puteți să luăm Mico gratis, puteți să luăm gemuri, skin-ul pe Colt și la ăștia aici. Bro, am apăsat și unde mă bagă mai exact. Ia uite bă ce au ăștia, no way! Stai puțin că m-a băgat într-o altă fereastră ce n-avea nicio legătură cu jocul. Deci, avem prima zi. Când, deci se întâmplă la fel cum a fost pe varianta noastră. Și ne-a dat player icon-ul ăsta, noi n-am avut player icon-ul acesta. Ok, și va trebui să revii următoarea zi ca să poți lua următorul cadou. Deci deocamdată este prima zi în care poți să iei pe primul și au cadouri doar la fel 15 zile, ziua 13-14. Ok, bun, deci pe aici ceva, wow, megabox gratis bro, let's go! Mai avem și aici o ofertă cu 6 ieni, ok, cumva au fost modificate astea pe aici, văd că aici poți să cumperi cu 7 etichete sau 10 gemuri, ok, megabox-ul a rămas la fel, am 303 credite, un XP doubler, bă, și vreau puțin, wow, cum s-a schimbat jocul, bro, a fost șters trophy road-ul de aici și avem stele, bro, ce e asta? Nu mai sunt misiuni, misiunile cu XP doublers încă sunt, pesul e în continuare, cât mai durează? 8 ore și... 8 minute cred că mai durează aici pesul și va trebui ca să vină și la ei pesul nou, dar s-a schimbat puțin treaba, bro. Voi observați ce se întâmplă aici? Bă! Ce muzica asta, bă? Lasă-mă cu ea de pe fundal, că nu vreau. Nu știu ce e muzica asta, sper să nu mi-a acoperit. Am dat să se audă încet. Ce se întâmplă aici? Trebuie să faci colecție. Băi, cât de tare mi se pare chestia asta, bro. Ok, încă apăs. Și ce se întâmplă? Ok, nu se întâmplă absolut nimic, dau pagina. Ăștia cred că sunt niște chestii pe care trebuie să le colecționezi și totodată, odată ce le colecționezi, cred că îți dă recompense pentru ele. Bun, vreau să ieșim. Și aici ce se întâmplă cu Spike-ul ăsta? Tot la fel se aude muzica? Eu, ce muzică, bă, nu știu dacă chiar are copyright sau nu. Ce se întâmplă mai aici cu spike-ul ăsta? 0. Cred că trebuie să faci stele din acestea. Probabil sunt misiuni, bă. Cred că da. Și odată ce ai făcut misiunile, te duci aici la Spike și probabil ai o misiune, ceva de asta e să traducem noi. Ce înseamnă asta de aici? Te zice în felul următor. Probabilitatea temei lumii jocurilor video crește astăzi. Domnul Spike, bine ați venit la... Nu. Bun venit la cartea de colecție, ați adunat o stea de creștere, doriți să deschideți colecția imediat. Ok, nu mai avem nici baterie măcar. Bro, astea sunt colecții pe aici ce poți să le deschizi, nu poți să interacționezi în niciun fel. Aici ai colecțiile, ia, asta cum se traduce. Momentan nu mai sunt destule timp, mergi la misiune pentru a obține mai multe stele. Probabil că îmi spune că nu am destule. Deci eu pot să le deblochez și uite ce poți să-mi dea de aici. Cred că brawler sau stele din astea și cu stelele ce faci mai exact? Unde le colecționezi? Le colecționezi aici și odată ce ai colecționat, probabil îți dă recompense și îți dă diferite chestii tari pe care poți să le iei. Uite cât de tare, bro! 57 sunt în total. Ok, cam asta e tot. PES-ul va veni în 8 ore, la fel ca și la noi. Ok, Trophy Road-ul a dispărut. Hai să punem muzica din nou aici pe Geobradre ca să auzim și noi. Uite stele deasupra capului. Mă, asta or fi un mastery, dar numai că și eu mastery. Nu înțeleg ideea în sine. Ce mai avem aici? Ceva gratis? 352 de credite! Vamos, bro! Și e bine că acum creditele tu poți să le strângi. Wow, aici probabil că este informația pe care ne-o spun ei și despre noul update acesta. Ok, dar o să dureze ceva ca să traduci totul. Nu vreau să pierdem timpul pentru că, uite, ăsta nu știu cât mai durează ca timp. O să mai facem rost de etichete ca să putem da și noi măcar aici. Să luăm unul dintre skin-uri, așa zic. Pentru faptul că a mai venit un skin, dar nu cred că este deja în fișierele jocului. Un skin pe EMZ. Dar o să vă arăt eu pe episodul acesta skin-ul acela care arată formidabil pe EMZ. Chiar e genial, bro. Momentul de față doar pe Bo, de să vedem. Pe Shelly și pe Colt apar skin-urile aici? Nu, de skin-urile noi nu apar absolut deloc. Dar oare pe EMZ apare? Sau nu cred că este deja în fișierele jocului? Da, uite, este aici EMZ-ul, deci nu avem încă fișierele jocului. Păi ce ne rămâne de făcut decât să deschidem și noi niște mega box-uri, bro, pe acest episod. Opening ca în vremurile bune. Cu un item roșu. Minunat. Deci practic nu avem brawler absolut deloc de aici. Avem 655 de credite, acum creditele se stachează și tu poți să deschizi boxuri cu aceste credite. La noi de ce nu se putea face lucrul ăsta? De ce oare? Poate o să ia exemplu Astora? 3 iteme! Bine mă, sunt 2 brawler de aici! Vamos mă, aia vreau să văd! Hai mă să vedem! Ia! Avem gasul. Muy belisima, bradare. Deci este rar parcă, nu? Da, nu e super rar, e rar. Și Carl, bro! Ce n-ai mă se întâmplă, mă? Îmi dă numai brawler rari? Gen, îmi ia rarități de astea cele mai mici sau poate am eu ghinion? 176 din nou, hai să vedem. Încă unul, un item roșu, nu ne pică brawler de aici, dar cât de tare e chestia asta că poți să strângi credite și să faci opening, bro. 303, dăm 176 din nou, vamos. Un singur item, nici de aici nu avem brawler. Șansele cred că rămân la fel, nu știu dacă s-au mărit sau... 02, bro! Nu, 01041, că 020 arată la altceva. Și mai am 127, bun. Dar, partea cea mai interesantă e în felul următor. Cum poți tu să reușești ca să faci aceste credite foarte rapid? Probabil că o să ne dea credite în noul PES, bro, presupun. Adică, altceva nu văd de unde. Probabil ori de aici. Uite mă, avem de colectat pe ăștia aici. Wow, ce tare, bă! Ok, ok, deci tu poți să faci misiuni, dar eu am deja misiunile de colectat. 20. Bun, păi dacă avem 20, aici nu se întâmplă absolut nimic. Ok, iară muzica asta, minunat. Lasă-mă cu muzica asta, brodere, că nu știu ce muzică o fi. Bun, deci avem 20. Poți să deschide 20, poți să-mi aleg ce ăsta vreau pe aici, nu? Hai mă să dăm. Ia. Ia uite-l mă cum se întâmplă. Ia zi-mă șefule, ce-mi dai acolo? De 20 îmi dai tu mie? Ia ce sunet. Ia. Wow! Ce se întâmplă, mă? Mi-a dat o colecție de asta, bă. Și am 1 din 57. Și ce vreau să-mi spun aici, vreau să traduc neapărat. Sigur, vizualizați albumul, se dă mare. Cum se dă mare? Ce se dă mare, bro? Se dă mare. Să mă dau mare? Ia, am apăsat pe asta. E screenshot, mă. Asta e împărtășește cu prietenii, distribuie la momente. Nu mulțumesc, bro. Ok, am înțeles. Deci se dă mare, adică se dai mare. Bun, și asta mi-a dat mie de 20 de stele. Vorbesc serios. E doar o stea. Ok, și tu le colecționezi și după ce le colecționezi îți dă ceva? Sau doar le strângi acolo cât să fie? Dă-i-mă o dată mai rapid. 0,23, bun. Hai să-l deschidem, bro. Uimește-mă. Ios. Vai, mulțumesc. Ești un scump. 0,23 am prins. 2 din 57 am luat până acum. Dacă poți păsa de mijloc, ce se întâmplă? A, mă duce la catalog ca să văd în catalog. Păi bun, mă înțeleg. Uite, am unul din 9, unul din 12. Cred că când, odată ce termin aici colecția asta, o să îți dea și ție ceva tare, presupun. Dar singura modalitate ce rămâne este să dau eu skip la tot timpul acesta și tot ce se întâmplă. Că uite, o să faci același lucru, vine, bam, totul random, hap, hap, hap și dacă se întâmplă duplicate să fie, gen de același fel, 0,48. Ia, uimește-mă, cred că ăsta e ceva tare, că văd că arată mai bine. Ia. Aia zic, bro. Ia. Mișto. Mi-a dat 0, ok, aici în catalogul acesta, bun. Asta se întâmplă. Faci colecție de poze, mă. Poze îmi trebuie mie. Vreau să ies. Nu mulțumesc. Uite, acum spune 2. Ce sunt astea cu 2 aici? Îmi dă oare ceva? A, lol, asta e tot, gen? Doar o poză, nimic altceva, bro? Doar colecție și nimic altceva? A, uite, mai avem astea pe aici, pe sus. Număr de colecții deținute și acesta o să ne spună număr de colecții proprii. Bă, nu știu să spun despre ce se întâmplă pe jocul ăsta de colecții și așa mai departe. Eu vreau să vă pesul următor. O să fac și misiunea aici, să fac tier 68 pentru a putea da la Megabox să mai încercăm norocul, pentru că altceva nu prea mai e ce face în momentul de față, sincer vă zic. Pentru că Trophy Road-ul a dispărut. Acum, croma creditele, nici nu știu ce se va mai întâmpla, că eventul a dispărut. Ăstea pe aici sunt la fel, aici avem experiență. E destul de interesant update-ul ăsta, voi ce părere aveți? A, și partea cea mai tare este că acum pe profil îți apare și asta cu steluțe. Păi și eu dacă dau exemplu, mă duc în top global și mă duc pe acesta, eu pot să-i văd, are 225 de stele, omul meu. Ok, păi și dacă are atâtea stele, pot să mă duc să mă uit la catalogul lui. Și asta este tot, gen, doar mă uit la catalogul lui și atât, bro? Îl văd, mamă, ce frumos e, ce tare. Hap, hap, ia uite, are poză cu Shelly, are poză cu... Și a câștigat măcar ceva, omul meu, sau doar a făcut colecție de ele și atât. Dar da, partea cea mai tare și ce-mi place mie foarte mult din acest update este că au scos Trophy Road-ul absolut de tot. Și acum creditele sunt doar de a lua brawlerii din boxuri și nimic altceva. Adică practic tu trebuie să ai un noroc și nu mai trebuie să mai strângi credite ca să poți lua brawler de aici de la Trophy Road. Ceea ce, sincer, am un like de la mine, dacă s-ar întâmpla și pe versiunea noastră ar fi minunat să se scoată Trophy Road-ul ăsta cu credite, ceea ce nu știu dacă o se mai întâmplă. Bine, de fapt nu se numește Trophy Road, se numește Star Road, că Trophy Road-ul este ăsta de sus, s-ar putea să fie modificat acesta, că văd că au Star Drop-uri, au băgat Star Drop-uri sau înainte era la fel cu Star Drop-uri. Mamă, avem 495 de credite la 1700, cred că a fost modificat, bro. Ata mă, și cum era să nu văd faptul că avem brawlerii din nou la Trophy Road, uitați-vă și voi cum era înainte, mă, la noi. La 6000 luai pe Obit, după aceea mai era ceva, 8000 EMZ-ul, bă cât de tare, bă, la 9900 l-avem pe Stu, iar la 10.000 Star Drop legendar. Asta era Star Drop-ul pe care îl știam eu, așa da. Nu cum a fost modificat la noi și acum ne dă doar Star Drop-uri și cam atât. Am reușit ca să mă joc destul de mult. Am mai făcut și Star Drop și cred că cu siguranță foarte multe win-uri. Da, uite că am terminat misiunea. Și avem legendar din Star Drop-ul ăsta de aici. Bine, mă! Nu ne-a dat de la Megapack din 20 de Star Drop-uri, dar ne-a dat de aici, bă, băiatule, mă. Și din ce am observat eu, winstreak-urile au fost adăugate chiar și pe serverele lor, pe serverele astora ale chinezilor, ceea ce cu siguranță o să faci trofee mai ușor și o să facă și ei trofee mai ușor, bineînțeles. 1000 de coins, bro. M-am chinuit atât de mult și m-am bucurat pentru 1000 de coinsuri. Deci nu mai pot. Nu mai pot, bro. Am terminat aproape și pe sol. Avem 70 de credite și de aici. Cu PowerPoint-uri. Sunt binevenite PowerPoint-urile astea pentru că noi ne bucurăm de altceva. Să sperăm că așa va fi. 495 de credite. Vom avea 692. Ceea ce ar însemna, cred că, să deschide vreo 2-3 megaboxuri. Doamne ajută, te rog. Te rog, megaboxule. Un singur item. Da, mi-aduc aminte de dezamăgirea aia când efectiv vedeam câte iteme. Vedeam 5 iteme și știam că dacă nu sunt 6 nu poate pice nimic. Exact aici se întâmplă la fel. Cred că o să încerc să dau restart. Că știți că în trecut restartul ne ajuta? Hai să dacă și acum ne mai ajută. Partea ce mai frână că uite aici ne arată și recompensele. Deci noi o să avem Star Drop legendar în ziua 14. În 15 avem 10 gemuri. Skin-ul pe Colt, ok. Și ăsta pe Mico cam sunt la fel, nu? Da, recompensele toate sunt la fel, exact cum le-am avut și noi. Asta e cu catalogul, ce mai apare pe aici e cam degeaba. Ok, 340 de credit. Ce înseamnă asta? Că nu putem să dăm 2 megaboxuri, nu? Putem să dăm doar 1 și doar un singur item cu tot cu restart. Bă, sincer e cam ciudat. Ne trebuie credite destul de multe ca să deschidem megaboxuri și mai multe, într-adevăr. Acum ce ar veni următoarea recompensă? 1800, Star Drop la 1900 și noi nu mai putem să mai luăm credite absolut deloc prin nicio metodă. Bă, trebuie să bagi neapărat în pesul ăsta peste 7 ore și 40, dar o să termin pesul și revin ca să mai facem măcar o megabox opening dacă se poate și să vedem dacă pot să introduc acolo tichete pe joc. Ei bine, skinul de care vă spuneam pe EMZ este acesta și uitați-vă cât de fain arată, bro, zici că nu este din Brawl Stars, zici că e rupt de orice realitate, chiar foarte tare arată și îmi place enorm, pe lângă faptul că vocea nu este schimbată absolut deloc, decât efectul ei este schimbat. Wow, cât de mișto, bro! Uite-te cât de maestoasă e, bă! Zici că e degețica sau cum se numea și era un desen la un moment dat. Wow, wow, wow! Mișto rău skin-urile astea din China sunt insane, bro! La ce imaginație poate să aveți, la ce nivel au ajuns? Și uitați-vă în meniu! Bă, for real, bro? What? E mult mai mare decât El Primo! Aripile ei sunt cât 2-3 caractere sau ceva de genul ăsta. Chiar gen... Cordelius cât e pe lângă skin-ul ăsta, bro! Vorbesc serios, gen? Atât de mic Cordelius pe lângă EMZ? Da, 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 chiar ar merita ca să îl putem lua și măcar să-i dăm și noi trai. Să putem juca cu ea, că cu siguranță va trebui să dai peste 1000 de gemuri. La fel o să fie o roată sau ceva de genul. Și uite în match. Ok. Au și voce, se pare. Wow, e puțin cam lag, se pare, pe varianta aceasta de China, da. Wow, uite, superul! Bro, când moare un adversar, efectiv, este efectul de apă. Ok, se aude și prea tare, într-adevăr. Am dat și mai încet sunetul ca să nu fie mult prea tare. Dar foarte genial cum arată efectul de a omorâ pe cineva, dar și de super. Bine, într-adevăr, este puțin ca băcuit, se pare, cred că din cauza lagului de pe versiune. Mamă, bă, incredibil, da. E, așa ne-a trebuit și nouă niște skin-uri lunare care să vină de genul ăsta exclusiv și pe care gen să le dai la o roată sau ceva de genul, să dai gemuri. Chiar ar fi o implementare foarte tare dacă ar aduca și la noi pe Brawl Stars, că la noi doar dai gemuri și ai luat skin-ul, știi? Dar problema este că skin-urile la noi deja se arată cu mult timp înainte, practic cu 2 luni sau ceva de genul și nu mai este acel hype, știți, să stai, să aștepți, să vezi, mamă, oare ce se va întâmpla și așa mai departe. Și după ce v-am arătat și am reacționat la noul skin pe EMZ din acest update, problema cea mai mare vine chiar acum. Din păcate, am primit ban pe contul de Brawl Stars din China, mi-a fost blocat, nu mai pot să mă mai loghez absolut deloc. Dacă vreți să fac un videoclip de genul acesta și să vă explic, mai ales pentru cei care a stat până acum pe final, lăsați un comentariu dacă vreți să facem weekendul acesta un videoclip să vă explic ce s-a întâmplat și să nu faceți și voi aceeași greșeală pe care am făcut-o eu, pentru că, da, nu mă mai pot loga absolut deloc. Am trimis și tichet, poate în zilele acestea o să și primesc un răspuns, ce s-a întâmplat sau dacă pot să mai deblochez cumva. Dacă nu, o să vin într-un alt videoclip, probabil o să ziceți că, bă, Madalin, dar chiar nu ești foarte supărat, adică gen, nu ești supărat de chestia asta. Sunt, dar nu prea, pentru că, sincer, contul ăsta pe care l-am creat, după cum am spus și pe episodul ăsta, am deschis megabox-uri, n-a fost atât de norocos. Și sincer mă bate gândul ca să fac un altul de la zero. Vedem că avem mai mult noroc acolo, pe lângă faptul că a venit acest update în care sunt doar credite și poți să iei brawler doar din megabox-uri și poți să strâng credite pentru un opening mult mai mare. Ok, înțelegeți ce vreau să zic. Decât puteam noi să facem în momentul de față pe un cont deja creat. Așa că dați un like, abonați-vă și lăsați în comentarii dacă vreți să facem un videoclip despre tot ce s-a întâmplat și bineînțeles poate și cu un cont de la zero să-l creăm ca să facem un opening și să începem, da, un alt cont și trebuie să facem și un alt club, da. Asta este, ce să faci, măcar update-urile sunt tari și merge așa un episod 2 ca să mai facem din când în când pe această variantă din China. Nu știu, eu așa zic. Toate cele bune, nu uitați ca să aveți și codul Madalin pe shop dacă vreți să câștigați un Brawl Pass pe care o să-l dăm în acest weekend, adică practic mâine că vom face live și ne vedem pe live sau pe episod de dimineață mâine. Pa, pa! Subscribe!